Mie că luni la studio o să mă întreb dacă ai Neanelu, Cristi, Bogdan în jurul tău. Și o să fii tu singur cu aurică. Și așa? Gata, nu o să-ți mai placă. Te-ai obișnuit cu binele, cu luxul. M-am obișnuit, dar știi cum e, orice învăț are și dezvăț. Așadar, o să mă descurc ca și până acum, Dani. Iată. Uite-te la noi. Ai văzut că ăsta salivează la pește? Păi Cătălin nu mănâncă pește. Păi așa am crezut și eu până nu, am venit aici. Nu, voi m-ați stricat la neața. Adică? Pentru că m-ați forțat să mănânc pește. Așa? Și atunci când am venit în coace am văzut niște bucăți așa mari, eu n-am știut că ăla este pește, am crezut că e porc. Da. Și e senzațional. Paneuțurile. Alea te-ai... Alea. Acum te-ai dat și pe pește. N-am niciun fel de problemă. Ce contează? Da. E incredibil. Bravo. Da. Doamnelor și domnilor, oamenii cu stomacul de fier, Cătălin și Cornel, au niște statistici impardonabile. Cătălin a mâncat ieri. A mâncat ieri cu noi Vita, care s-a gătit, senzațională, America, cu cartofiori prăjiți. Și cu ce ni s-a mai adus? Nu, Dani, ai sărit o etapă, am mâncat mai înainte la Vlăduț. Am mâncat la Vlăduț. După aia am venit. Am mâncat cu noi la 12 fix. Să respectăm adevărul. Și la 1 și 10 s-a ridicat și a zis: bă, băieți, eu mă duc că s-a pus masa de prânz. Ospătarii de aici, de la Lebeda, sunt ușor terifiați. Unii chiar fug de el. În curând vor ieși și la vânătoare să mânânce. N-au văzut în viața lor, crede-mă. Da. După, înainte să meargă la masă, a luat și un desert, să nu uităm. Înainte. Trei profiteroluri m-au făcut pe mine și două bucăți, două cupe de înghețată. Halul ăsta m-a ajuns chiar. Liniște, o telespectatoare pe fir chiar acum. Bună dimineața, Antonia!